decurge procesul electoral. La Neamț înțelegem că nu sunt probleme mari deocamdată, sau nu prea sunt probleme. Vom vedea pe viitor prezența la nivel național 14,35% în acest moment și de asemenea cam pe acolo este și prezența în județul Neamț, în județul Bacău, puțin mai slabă în Vaslui din ceea ce am văzut, dar vom încerca să aflăm de ce în Vaslui se votează mai încet, mai greu. Spuneam înainte de pauza publicitară că e bine să vină lumea la vot, pentru că în acest fel este îndeplinit, spun eu, criteriul legitimității. Cu cât oricine va fi președintele României, va fi votat de mai mulți sau va rezulta în urma votului a cât mai mulți români, va fi cu atât mai legitim și probabil că îi va reprezenta cât mai bine pe toți. Tocmai în momentul în care sunt cât mai mulți oameni care își exprimă votul, își exprimă dorința, atunci, fără doar și poate, este un exercițiu democratic și atunci o majoritate va decide în mod exclusiv și legitim pe oricare dintre candidați. Este foarte corect și este foarte bine, pentru că să stai pasiv este lucru cel mai ușor. Să fii proactiv, să fii în exercitarea unor drepturi, poți să soliciți în condițiile acestea și anumite alte drepturi, alte recunoașteri. Este foarte corect și sunt convinsă că toți colegii mei din țară prefecți, inclusiv cei din zona de nord-est a României, acolo unde dumneavoastră emiteți, sunt în asentimentul meu. Suntem profesioniști, suntem cu toții la datorie, suntem așa cum ne-a investit guvernul, să reprezentăm în teritoriu și să facem cinste și onoare rolul nostru de prefecți așa cum trebuie. Sunt absolut convinsă. Dar noi tragem în jos acum procentul. Avem un telefon alături de noi, este domnul prefect de Bacău, domnul Ivancea. Bună ziua, domnule prefect, ne auziți? Bună ziua, vă aud. Vă mulțumesc că ați acceptat să interveniți alături de noi în direct. Spuneți-ne, vă rog, cum stau lucrurile la Bacău. Din ce informații am eu de pe site-ul BEC, Bacăul e bine la prezență. E 14,27% în condițiile în care la nivelul național sunt 14,52% și iată, a crescut și Bacău, 14,35%. 14,45% aș putea spune în acest moment, din ce date am eu. Cred că ne uităm pe același, dacă vă uitați... 14,54%, da, sunt date în timp real, se modifică pe măsură ce discutăm. Exact. Da, într-adevăr, prezența e în regulă, e un trend ascendent. Nu sunt probleme, nu sunt incidente la nicio secție de vot de pe raza județului Bacău. Avem mobilizați 1227 de salariați ai Ministerului de Interne care asigură plaza și ordinea în cadrul secțiilor de votare. Procesul electoral se desfășoară normal. Dumneavoastră ați votat, domnule prefect? Încă nu am votat, o să votez după ce plec de la instituție, mă duc în teren. În turul trecut, în primul tur, au fost probleme la Bacău sau, dacă spuneți că nici acum nu sunt, înseamnă că ne așteptăm la un vot liniștit? Nu. Un vot liniștit, nici data trecută nu au fost probleme. Procesul electoral a decurs perfect normal, fără incidente. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru informațiile oferite. Vă doresc o zi bună și, dacă se poate, fără evenimente. Da, Dumnezeu, mulțumim frumos. O zi plăcută. Mulțumim, iată așadar, în acest, să spunem, mini-top făcut de noi așa ad hoc, mini-top care se schimbă odată cu trecerea minutelor, apropo de prezență, Bacăul e fruntaș. Fac și eu acum din mândrie locală către nemțeni un apel. Haideți, nemțeni, să intrăm într-o competiție, să spunem, și să creștem și la noi, la Neamț, procentul de votanți.
Și la Neamț ne așteptăm, doamna Soroceanu, să fie un vot până la urmă fără incidente majore. Fără îndoială, așa cum a spus și colegul meu, prefectul de Bacău, nici la Neamț nu avem înregistrate evenimente și sunt convinsă că nemțenii vor da dovadă de respect și demnitate și vor acționa în consecință, astfel încât să nu avem înregistrat niciun fel de eveniment nedorit. Pe măsură ce vom reuși să facem acest lucru, vom intra în legătură și cu alți prefecți pentru a afla cum se derulează procesul electoral și în alte județe. O să încercăm la Suceava să vorbim cu doamna prefect Mirela Adomnicăi, imediat ce va fi posibil legătura telefonică. Cred că o și avem. Să rămână, doamna prefect, ne auziți? Moment. Da, doamna prefect, Sărumâna, ne auziți? Da, bună ziua, vă aud. Vă mulțumesc că ați acceptat să interveniți în direct la Jurnal FM, dreptul la replică, emisiunea în care se pot afla cele mai noi informații legate de procesul electoral. Cum stau lucrurile la dumneavoastră în județ, la Suceava? Merg oamenii la vot? Merg în liniște? Sunt probleme? Din păcate, județul Suceava este codaș în ceea ce înseamnă prezența la vot. La această oră avem o prezență de aproximativ 11%, dar pe de altă parte, cunoscând specificul județului, știu că undeva după prânz se aglomerează secțiile de votare și oamenii își exercită dreptul la vot. Județul Suceava înseamnă peste 600.000 de alegători. La primul tur, în ceea ce privește participarea la vot, ne-am situat undeva în apropierea mediei pe țară. Și am convingerea că vom recupera și noi în curs zilei și ne vom exercita cât mai mulți suceveni dreptul la vot, pentru că este un drept democrat. Nu sunt probleme, înțeleg, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, nu aveți sesizări deosebite legate de posibile fraude electorale sau tentative de fraude electorală? Nu. Din fericire, până la această dată au fost câteva sesizări care au fost verificate și nu s-au confirmat din perspectiva unor nereguli în ceea ce privește procesul electoral. Deci, până la această oră, nu avem probleme deosebite în ceea ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor. În primul tur au fost probleme deosebite? O singură problemă, deci am avut în jur de 11 sesizări, 10 nu s-au confirmat, una singură fiind încadrată din punct de vedere juridic ca o fraudă la vot, în sensul în care un cetățean care avea interdicția dreptului de a vota stabilită prin hotărâre judecătorească a insistat să voteze și acolo sesizarea a îmbrăcat forma unui dosar penal. Atât la primul tur, în rest a fost un proces democratic desfășurat în condiții civilizate și îmi doresc ca și la turul 2 Suceava să, după cum spuneam, în primul rând să aibă o prezență frumoasă, o participare frumoasă la vot și să nu avem probleme deosebite. Colega dumneavoastră, doamna Soroceanu, coleg de Breaslă, să spun așa, vrea să vă adreseze o întrebare dacă sunteți de acord. Sigur că da. Bună ziua, doamna prefect. Felicitări pentru modul de organizare. Cred că nu aveți probleme. Știm că și noi și dumneavoastră la precedenta videoconferință am fost nominalizați la cei mai multe evenimente electorale, dar așa cum ați subliniat și dumneavoastră, nu mai este cazul în al doilea tur, nici la dumneavoastră și nici la noi la Neamț. Am înțeles bine, nu? Sigur că da, dar dacă tot discutăm despre statistică, sesizările, ca să putem vorbi despre ele, să le putem asimila cu incidente electorale, trebuie să fie și confirmate. Corect. Marea majoritate nu s-au confirmat, dar este bine că modul acesta în care este exercitat interesul printr-o sesizare vis-a-vis de faptul că ar putea fi o fraudă electorală, din punctul meu de vedere, trebuie interpretat ca un interes al cetățenilor referitor la un proces electoral corect. Și la multă transparență și la dezvoltarea spiritului civic, exact. Astfel încât este de lăudat faptul că oamenii sesizează orice fel de nemulțumire sau neajuns, dar până la a se considera un incident electoral, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, e cale lungă. Multe nu se confirmă, dar este foarte bine că oamenii conștientizează că știu că reprezintă o putere și că pot sancționa orice fel de demers ilegal. Nu este cazul și vă mulțumesc. Cred că și dumneavoastră, ca și noi, instituțiile cele două, Neamț și Bacău, vor fi în deplină legalitate. Suceava.
Scuzați-mă, Suceava, suntem în deplină legalitate. Am vorbit și cu colegul de la Bacău și am făcut eroarea de rigoare. Doamna prefectă, aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți. Mă rog. Dumneavoastră ați fost la vot? La ora 14 am stabilit cu colegii din presă să ne întâlnim și să pot să fac și o declarație. La ora 14 deci, voi vota. Mergeți la vot ca să mergeți împreună cu sucevenii să se ridice în clasament. Noi facem așa ad hoc și sigur neoficial un clasament și nu vreau Suceava, e foarte frumos acolo la Suceava, e foarte frig, e mai frig ca la noi, la noi sunt aproximativ minus un grad. Din 0 grade erau. 0 grade, deci nu, la 0 grade se merge la vot, dragi sucevene, la ora 14 votează și prefectul și puteți merge și dumneavoastră ca să urcați în clasament. Vă mulțumesc pentru intervenție și o zi mulțumesc fără eveniment. Mulțumesc și eu pentru telefon. Să rămână, o zi bună. O zi bună, la revedere. Hai Suceava, hai Suceava. Cum să fie Suceava, să fie Suceava... Acum ce o să facem, Dane, că până la urmă o să câștige cineva în competiția asta noastră, o să câștige cineva să nu se supere. Eu zic să fie același procent, dacă se poate, în toate cele patru județe nominalizate. Sunt convinsă că vor câștiga cetățenii. E cel mai mare câștig. Așa cum Bacăul acum era pe primul loc, în topul dumneavoastră, sunt convinsă că și Suceava, și Neamț, și Vaslui, și Botoșan, și Cluj, și Constanța, și București, și toate celelalte județe din țară, acolo unde românii noștri își exprimă votul democratic, vor câștiga. Vom vedea ce avem de câștigat dincolo de acest proces, electoral, dar în mod cert, dacă participăm la el, câștigăm prin aceea că ne exercităm un drept pentru care, așa cum spuneai și tu, Dan, un drept pentru care s-a murit în 89 și un drept care a fost cerut în 89. Da, și apropo de aceste lucruri, de cine e fruntaș sau nu, pe regiuni, pe județe, pe localități, nu mai contează. Așa cum spunea și doamna prefect, prezent în studioul nostru, Jurnal FM, în acest moment, au de câștigat românii. Fiecare dintre noi și indiferent, aș extinde așa marea asta de, nu să zicem competiție, că am numit-o deja altfel, în diaspora, la o secție de vot, o româncă, ea e deloc din Slatina, dar a mers să voteze la o secție din Spania și a făcut acolo o surpriză atât membrilor secției de votare, cât și celor care se mai aflau în acel moment acolo. Și ca să vedeți că n-are nicio treabă cu culoarea politică, comisia, din ce e compusă, cum ea le-a oferit un moment emoționat celor prezenți la secția respectivă, femeia le-a cântat românilor în secția acolo piesa Acasă-i România. Și putem să ascultăm și noi această piesă? Nu știu, am să încerc să redau așa, da, de pe telefonul mobil, acum nu știu cum se va auzi, dar atenție, ea a fost rapid acompaniată și de alți români care se aflau în acel moment în secția de votare. Moment emoționat, dacă am putea tehnic să, eu știu, să încercăm să vedem dacă reușim să-i facem și pe ascultătorile. Jos pălăria pentru românca noastră de la Slatina, care, iată, a cântat într-o secție de votare din Spania, emoționant, și imediat a fost acompaniată de toți românii care, evident, simt românește, toți simțim românește. Toți simțim românește, toți avem tricolorul în suflet, avem în inimă, în gând, toți gândim că trebuie unitate. Hai să acționăm în acest sens. Foarte, foarte, foarte frumos, foarte frumos momentul. Mulțumesc, Dan, mărturisesc că nu l-am văzut și stau și mă întreb, oare câte astfel de momente
emoționante nu sunt și poate uneori le ratăm, nu le acordăm importanța care ar merita-o, pentru că noi suntem prinși așa în dispute și în supărări. Ce v-am spus, emoția. Ne trebuie emoția, acel sentiment, acea dăruire față de cel de alături, care este poate în suferință, poate e departe de țară, așa cum este și românca noastră de acolo. Este extraordinar și este foarte, foarte frumos. Poate dacă resimțim, re-liniuță simțim, foarte important spus așa, cred că putem din nou patriotismul, cel care pentru unii a rămas așa cam în derizoriu, ar trebui revigorat. Da, haideți să-i facem reclamă, dar unde ai găsit această înregistrare, să-i trimitem pe ascultătorii noștri să meargă, pentru că merită să vadă acest moment și să mediteze la acest lucru. Am să te rog pe tine să îl prezinți. E de pe Facebook, da? Da, femeia de la secția de votare din Spania a mers cu soțul ei, a decis să interpreteze piesa respectivă. Mai apoi, filmarea, imaginile au fost date pe Facebook, în media, și au devenit deja virale. Eu am găsit știrea respectivă pe Digi24 și asta ne gândeam, simțind românește, indiferent de locul unde ne poartă, sau, da, locul unde ne poartă pașii, suntem așa, mai necăjiți, poate nu găsim de lucru în țară, poate găsim în străinătate, poate ne facem un alt viitor, nu contează lucrurile astea, important este cum să ne apropie vremurile care vor veni. Și aici, din nou, ajung la același moment, de 30 de ani, fix 2019, de la Revoluție. Cum facem ca după ăștia 30 de ani, prin câte am trecut și prin câte am învățat sau nu am învățat, să o avem pe tânăra din Slatina din nou acasă? Iubind, vă spun eu, soluția este iubind. Noastră. Iubind ceea ce este lângă noi, iubind țara, poporul, tradiția, geografia, istoria, limba română, iubindu-le. E prima soluție. E cea mai la îndemână. E cea mai simplă. Luăm în câteva minute pauză publicitară. Aș dori, dacă nu vă supărați, înainte de a mă retrage la pauză, pentru că datoria este înainte de orice, să transmit tuturor un mesaj de unitate. Dorim să fim uniți și să știți că acel slogan pe care eu l-am spus nu este absolut decât spus din sufletul meu, din tot ceea ce cred eu cu adevărat, doar uniți suntem o forță. Haideți să dovedim asta. Și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia astăzi să spun acest lucru tuturor nemțenilor. Și nu doar nemțenilor, așa cum vă spuneam, suntem ascultați și în Bacău și în Vaslui și în Suceava, și aș adăuga înainte de pauză doar că noi vom reveni, doamna prefect Soroceanu va merge să vegheze în așa fel încât procesul electoral să fie unul corect în Neamț. Noi o să revenim după pauză și o să discutăm și cu corespondenții Jurnal FM și o să discutăm și cu primarii din localitățile în care emitem, dar vă invit, stimați ascultători, să medităm împreună la acea melodie cântată de românca noastră, care, iată, din Slatina a ajuns să muncească în Spania și a votat în Spania. Un gest extraordinar, un gest care, cred eu, merită să îi subordonăm, să îi punem în spate tot ceea ce se întâmplă astăzi, fără ură, fără patimă, ci doar cu dorința de unitate, cu dorința să revină românii în țară, cu dorința de a avea o țară așa cum o merităm, așa cum o merită românii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, doamna prefect, și pe dumneavoastră, stimați ascultători, vă aștept după doar câteva minute, revenim în direct și nu uitați numărul de telefon unde vă așteptăm cu mesaje: 0755 980000.
am revenit în direct, suntem emoționați cu toții, am ascultat această melodie extraordinară, o melodie pe care eu îmi doresc să o punem ca o, nu știu, ca un element simbolic, ca un simbol pentru ziua de astăzi când România își aleg președintele, dar și pentru noi, în general, au fost tentative de a ne întoarce unii împotriva altora, diaspora împotriva celor din țară, nu se poate așa ceva, peste tot unde sunt români, peste tot este România și peste tot se trăiește și se gândește românește, e, dacă vreți, un cadou făcut, iată, îmi permit să vorbesc în numele românilor din țară, un cadou făcut celor din diaspora care au mers la vot, au votat chiar mai mult decât în turul întâi, bravo lor, mergem și noi astăzi, cei din România, la vot, 17,07% prezență la urne, spune Becu în acest moment la nivel național, iar noi mergem la Bârlad, la colega noastră Cristina Rădulescu. Sărumâna, ne auzi? Da, vă aud. Bună dimineața sau bună ziua tuturor. Bună ziua și spune-ne cum se votează la Bârlad. Până la această oră, conform datelor oficiale, n-au fost înregistrate probleme. Secțiile de vot au fost deschise la ora 7, n-au fost semnalate, așa cum vă spuneam, probleme. Trebuie spus că în județul Vaslui vorbim de 417.689 de persoane cu drept de vot. La primul tur al alegerilor prezidențiale s-au prezentat 148.174. Avem 536 de secții de vot în tot județul, 72 la Vaslui, 46 la Bârlad și 20 la Huș. La ora 9 au votat 8.369 de persoane pe listele permanente și 1.743 pe cele suplimentare, rezultând un procent de 2,45%. O premieră ar fi că pentru prima dată, spre deosebire de prima rundă a alegerilor prezidențiale, ruralul este la egalitate cu urbanul. La ora 10 a mai crescut un pic procentul celor care s-au prezentat la vot, e vorba de 5,27, în timp ce media pe țară este de 6,87, Coda, așa aș putea spune, iar la ora 11 vorbim de un procent de aproape 11,80%, s-au prezentat să voteze 44.030 de persoane, pe listele suplimentare au votat 4.889 și 79 de persoane au solicitat urna mobilă. Hai că se poate, Vaslui, între timp am ajuns conform datelor de la BEC la 14%. Hai, Vaslui, e drept că la nivel național sunt 17,45%, mai bine de 3%, aproape 3% și jumătate de recuperat, dar sunt convins că o să iasă și vasluienii la vot, să votăm un număr cât mai mare. Mulțumesc colegii noastre, Cristina Rădulescu. Și eu mulțumesc, aveți parte de o zi frumoasă în continuare. La fel, Runa, hai de Vasluiu, ce facem, Vasluiu? Încă nu s-au decis cei de la Vaslui să iasă la vot, dar poate că e o situație comparabilă cu cea care am aflat că este la Suceava, unde înțeleg că după ora 14 se așteaptă o prezență mai ridicată la vot. Continuă și ascultătorii noștri din Neamț, iată, și Neamțul vrea să fie fruntaș la vot. Nemțeni de pretutindeni să ieșim la vot este îndemnul unui ascultător și vă așteptăm în continuare cu comentarii legate de ceea ce se întâmplă astăzi când ne alegem președintele la numărul de telefon 0755980000. Dan! Da, Cezar, mulțumim tuturor ascultătorilor, bună ziua și Bârladului și celor din Suceava și tuturor celor care ne urmăresc din județele Moldovei. Îndemnul este unul clar, ieșiți la vot, acționați și mai apoi știți cum se ajunge, iar ne plângem de una, ba de alta, păi sigur că știți, dacă nu acționăm, nu facem nimic, indiferent de faptul că mergem la vot în străinătate, indiferent că mergem la vot aici. Eu vreau, dar aduc imediat după aia un alt aspect important. Luăm un telefon. Mai luăm un telefon. Colegul nostru, Iulian Merinte, de la Suceava. Iulian, ne auzi? Da, 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 vă aud. Îți mulțumim că ai acceptat să intervii și să ne dai cele mai calde informații legate de modul în care se votează în Suceava. Dăm voie însă înainte să te întreb dacă e mai bine cu sănătatea. Mulțumesc frumos și mai bine, deja am ajuns acasă. Da? Ne bucurăm să auzim. Colegul nostru Iulian era ieri, din păcate, în spital pentru că avea oarece probleme de sănătate. Astăzi ne bucurăm să aflăm că e mai bine și iată ce înseamnă să faci jurnalism dedicat, chiar dacă nu
te simți în 100%, ești alături de ascultătorii tăi din Rădăuți, Suceava. Cum se votează la Rădăuți, Iulian? Se votează bine, nu a fost incidente până acum, din ce am înțeles. Din păcate, se pare că suferim de oarecare absenteism. Abia acum a ieșit lumea de la biserică, știm că, ca în toată Moldova, să spunem că și noi suntem mai tradiționaliști, respectăm anumite reguli moștenite, să zicem. Lumea acum a ieșit de la biserică, de la Sfânta Liturghie și merge spre, acum în grupuri, cupluri, mă rog, spre secții de votare. Mai multă lume deja încep să facă mici cozi. Ia, sunt cozi la Suceava, iată, Suceava revine, de altfel, în intervenția telefonică pe care am avut-o în urmă cu puține minute, prefectul de Suceava, doamna Mirela Adomnică, ne spunea că așa se va întâmpla, va crește prezența la vot și ne bucurăm să auzim că așa se întâmplă. Iulian, mulțumim încă o dată pentru intervenție, multă sănătate și să... Cu drag! Noi, de altfel, în jurnal de Rădăuți, spre sfârșitul zilei, o să facem și un articol material și vom da detaliat pe secții de votare, pe municipii, situația care a fost în teritoriu. Sigur că da, vom avea în continuare informații calde de la colegul nostru, Iulian. O zi bună, revenim în studio. Dan, te-ai întrerupt, vrei să spui ceva? Da, nu, sunt mai multe aspecte. Unul care l-am observat, poate de asta, știi, lumea se mai gândește încă, nu a ieșit așa de dimineață la vot. Mă rog, poate face așa o diferență între cei doi candidați la funcția de președinte și spune, doamne, n-are cum să iasă unul dintre candidați, sigur se merge pe unul anume și atunci nu mai are rost prezența mea la vot, dar ce vreau să spun este că, iată, după ăștia 30 de ani pe care am amintit împreună cu doamna prefect Daniela Soroceanu, prezentă în studioul nostru Jurnal FM, mai devreme, ora trecută, și pe care am înțeles că o vom mai avea într-o legătură telefonică ceva mai încolo, parcă, nu știu, nu prea mai este influențat așa votul în ziua de astăzi. Adică nu se mai plimbă sacoșelele alea într-o stânga, în dreapta. Sau dacă se plimbă, nu le mai vedem noi. Autobuzele alea, oare, nu știu, poate au ieșit din... S-a scumpit carburantul, probabil nu-și mai permit competitorii electorali. Este de bine, sigur că da. Apropo, după acești 30 de ani, încă, da, știm că... Nu, eu cred că nu se mai lasă nici românii în marea lor majoritate atât de ușor cumpărați și urcați în autobuze ca să fie duși la vot. Mai luăm o legătură telefonică, va fi un maraton al intervențiilor telefonice în ora pe care o vom petrece în continuare împreună. Alături de noi, înțeleg că este colegul nostru de la Bacău, Marius Apostol. Îl salutăm. Marius, ne auzi? Da, salutare de la Bacău. Cum e la Bacău? Sunteți în continuare în top fruntași în ceea ce privește prezența la vot. Sigur, este un top făcut între județele unde emite Jurnal FM. Bacăul pe primul loc. Felicitări! Da, mulțumim. Băcăuanii s-au mobilizat mult mai rapid la vot în comparație cu turul întâi. Este un lucru îmbucurător pentru noi. De exemplu, prezența acum la urne a băcăuanilor în comparație cu media națională este mai mare. E prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Dacă ne aducem aminte, în turul întâi am fost sub media națională. Acum prezența la urne a băcăuanilor este în jur de 18%, ceea ce este un lucru foarte bun. În ciuda vremii mai puțin îmbucurătoare, în Băcăuane s-au mobilizat, dar să nu uităm că de obicei Băcăuane sunt și creștini, mai ales creștini, și de obicei după slujba de la biserică în jur de ora 12:01 se vor mobiliza și vor merge în bloc la vot, la fel cum se întâmplă și în zona Moldovei. Băcăuanii sunt destul de ambițioși, cred că i-au motivat foarte mult și vizita unui candidat în ultima perioadă în Bacău. S-au schimbat cumva proporțiile votând un candidat sau altul în turul acesta al alegerilor prezidențiale. Băcăuanii vor schimbare, oricare ar fi ea, așa cum vor și moldovenii. Sperăm ca până la finalul orelor 21, da, Băcăuanii să țină trendul ăsta crescător și astfel să ne menținem în top în zona Moldovei și, de ce nu, și în zona la nivel național. Sunt cumva probleme sesizate, apropo de modul în care decurge procesul electoral?
Nu, probleme majore nu sunt semnalate, cel puțin din câte știu eu. Probleme minore mai sunt, dar nu este ceva care să fie îngrijorător. Vremea este destul de nefavorabilă așa pentru unele comune din Bacău. Votul se desfășoară în condiții normale. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru informații. Rămâneți mulțumesc și eu, numai bine. Rămâne să fim în continuare în legătură cu ceea ce se întâmplă la Bacău, așadar Bacău Fruntaș în ceea ce privește numărul de votanți, dar trag tare și celelalte județe să ajungă din urmă pe Băcăuani. Sigur. Județe fruntașe Teleorman la ora 12, date transmise de Biroul Electoral Central, 21,1% votat în județul Teleorman, prezența la vot de altfel, Ilfovul după 21,1%, Oltul 20,4%. De ce e bine să ieșim la vot? Pe partea cealaltă, la coadă, județe Codașe, Harghita 6,9%, prezența la vot Covasna 7,7% și Satu Mare 11,4%. Și să atragem atenția asupra faptului că este extrem de îmbucurător și că nu sunt nereguli majore semnalate. Am văzut la Suceava la un moment dat, ne spunea doamna prefect în intervenția dumneai, că în primul tur un cetățean care avea interzis, avea dat o hotărâre judecătorească care nu-i permitea să mai voteze, a vrut totuși să voteze. Sigur, dânsul s-a ales cu un dosar penal, că așa e când nu respecti legea, dar mai în glumă, mai în serios, să spunem că putem trece neregula asta în partea pozitivă a lucrurilor, adică omul a vrut să voteze cu orice preț, chiar dacă nu avea acest drept. Ei bine, cu atât mai mult românii care au dreptul de vot ar trebui să meargă și să și-l exercite, să aleagă președintele României. Noi o să încercăm să intrăm în legătură telefonică și cu primarii localităților unde Jurnal FM. Crisdent Clinic, clinica zâmbetelor frumoase dedicată ție și familiei tale. Dacă vrei să te convingi că stomatologia poate fi o artă, vino la Crisdent Clinic, unde o întreagă echipă de medici îmbină în mod real talentul, profesionalismul și tehnologia de ultimă generație, pentru ca tu să beneficiezi de un tratament optim și un rezultat pe măsură. Te așteptăm cu o gamă variată de servicii, implantologie ghidată, protetică cu scanare intraorală, radiologie 3D, freză CAD-CAM, inhalosedare, laser și multe altele. Bine ai venit în era digitală a stomatologiei! Bine ai venit la Crisdent Clinic! Ne găsești în Piatra Neamț, pe Bulevardul Decebal numărul 9, în spatele Casei de Cultură, sau pe www.crisdentclinic.ro. Bună! Sunt Irina Petrea și vă aștept să descoperim împreună la Balul Excelenței de la Colegiul Național Petru Rareș, Piatra Neamț, de pe 29 noiembrie, bucuria de a dărui. Ce are progresul CFR? Acordă împrumuturi cu dobândă. Membrii le acordăm cadouri surpriză. Vă așteptăm cu drag la sediile sucursalelor noastre din Piatra Neamț, Bulevardul 9 Mai, bloc A13.
ce indiferent care sunt acestea și sigur, să ne respectăm unul pe altul, ne-a transmis primarul de Rădăuți și îi dăm mare dreptate, Dan. Da, se pare că este mesajul nostru unanim, al celor care ne-au vizitat până acum în studio, al celor prin care, iată, legătura telefonică a fost stabilită, și cu gândul nostru la acea întâmplare din Spania, la o secție de votare unde, aminteam, spre final de oră trecută, o româncă din Slatina a început să cânte, să fredoneze Acasă e România, un gest emoționant, la care s-au alăturat și ceilalți români prezenți în secțiile de votare. Iată cum lumea nu mai huiduie că stă la coadă, ci cântă Acasă în România. Poate ăsta este mesajul ăsta principal pe care îl transmitem noi de ziua alegerilor prezidențiale, turul 2, 2019. Să fim mai uniți, să fim mai români și să lăsăm culorile astea politice deoparte. Care, așa cum, iată, spunea și domnul Tătar mai devreme, primarul municipiului Rădăuți, s-a cam dezbinat așa, nu știu, podoaba asta românească. Ceea ce sunt, adică e compusă din oameni. E o durere mare, am spus și noi și iată, sunt, în asentimentul nostru sunt și cei care intervin, prea multă dezbinare, prea multă, eu știu, împărțire în diferite categorii, cei de afară, cei din țară, cei cu bani, cei fără bani, cei de o anumită culoare politică, cei de altă culoare politică. Haideți să depășim aceste momente și să răspundem prin unitatea acestor încercări de a ne diviza. Pentru că nu e așa? România nu aparține unui partid. România nu aparține unei doctrine anume. România aparține nouă, tuturor. Fiecare dintre noi înseamnă România. Da, mult succes la vot, ieșiți oameni buni. Ieșiți la vot, noi vă ținem în continuare la curent cu ceea ce se întâmplă. 18,84% văd aici prezență la nivel național și sperăm să crească și să avem procente din ce în ce mai mari. Îi rog pe colegi, haideți să încercăm un telefon la primarul de Bacău, Cosmin Necula, poate ne spune ce s-a întâmplat de Bacăul conduce. Surprinzător, nu? Că după primul tur, ne spunea corespondentul nostru de la Bacău, nu ar fi fost așteptări să existe o prezență atât de mare la vot, dar ea s-a întâmplat în turul 2 și poate ne spune domnul Cosmin Necula, primarul de Bacău, care a fost rețeta succesului, nu de alta, dar să o spunem și celorlalți ascultători din alte județe să o aplice acum, că mai e timp să se meargă la vot, revenind la ceea ce s-a întâmplat în Spania, atât timp cât mai există astfel de persoane care simt extrem de sincer să, și fac astfel de lucruri, indiferent de cine ar încerca și oricât de mult să ne dezbine, nu va reuși acest lucru. Jos pălăria pentru românca din Slatina care a cântat atât de frumos în Spania și a unit pe toți românii de acolo, din secția de votare, dar eu îndrăznesc să cred și mai mult decât atât că i-a unit pe toți românii care au ascultat-o, videoclipul viral pe rețelele de socializare și toți românii se uită pentru că se simt uniți. Îl avem pe domnul primar Cosmin Necula în telefon. Bună ziua, domnule primar, ne auziți? Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră, toți invitații și toți ascultătorii. Bună ziua. Domnule primar, sunteți în topul nostru, topul județelor unde se ascultă Jurnal FM, sunteți în topul prezenței la vot. Ce s-a întâmplat? Cum de-ați reușit? Nu, cred că este până la urmă o stare de normalitate să se exercite acest drept constituțional și mă bucur în momentul în care băcăuanii fac acest lucru. Nu le-ați zis nimic în mod deosebit? Adică spuneți-ne că nu ne aude nimeni, zic că poate totuși aflăm și noi și spunem și în alte județe unde prezența e mai slabă, să facem la fel. Nu e o rețetă, spuneți, specială? Nu, sub nicio formă. Cred că oamenii își doresc să-și decidă viitorul și e foarte bine în momentul în care sunt implicați. Pentru că a nu te duce la vot, a sta pasiv, practic, înseamnă să-i lași pe alții să decide pentru tine și această posibilitate constituțională pe care noi o avem, odată la 4 ani sau la 5 ani, cum e în cazul președintelui României, cred că trebuie obligator exercitată. Deci nici nu vă mai întreb dacă dumneavoastră ați votat, că... Cu certitudine am votat, cu certitudine. Spuneți-mi, vă rog, ce să așteptăm după ce mâine se anunță, sau, mă rog, în noaptea asta se anunță rezultatul votului, trecem peste acest proces electoral, ce facem de luni?
Eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine ca votul pe care îl vom da să ne asigure nouă o stare de corectitudine și de normalitate, fără a deveni un slogan electoral. Cred că exercitarea dreptului nostru de vot trebuie să ne ducă de fiecare dată cu un pas înainte, să mai facem niște pași atât pe calea democrației, cât și în zona economică. Iar finalizarea acestui proces electoral cred că va aduce o liniște, să zic, în toată această tabără politică, în toată viermuiala de dezbateri și de adversități. Cred că până la urmă e foarte important ca România să meargă înainte, indiferent care vor fi auspiciile, pentru că, din punctul meu de vedere, cred că românii își doresc să aibă o țară care să fie prosperă. Colegul dumneavoastră de la Rădăuț, domnul Tătar, vorbea cu durere în suflet, cu amărăciune, și o împărtășim și noi, că românii sunt cam dezbinați acum la aproape 30 de ani de la evenimentele din 89, adică 30 de ani în care ar fi trebuit să ne obișnuim cu democrația, cu libertatea, cu valorile acestea pe care ni le-am dorit cu toții în 89, dar din păcate, spune dânsul, suntem cam dezbinați, suntem întorși unii împotriva altora și nu e bine. Care e opinia dumneavoastră? Această politică de stat a fost dusă încă de acum 12 ani, întoarcerea fiecărui român împotriva celuilalt, întoarcerea fiecărei profesii una împotriva celelalte. Cred că până la urmă, după finalizarea procesului electoral, vom avea timp să ne uităm la problemele adevărate pe care le au românii și nu doar să le discutăm prin prisma campaniei electorale, fiecare venind sau povestind într-un fel sau altul ce mari realizări ar face. Cred că pacii pe care trebuie să-i facem sunt foarte importanti și cred că acești pași se fac mic, se fac în timp lung și nu e ceva simplu. Până la urmă, dacă este să discutăm de experiența democratică pe care o avem în ultimii 30 de ani și dacă este să privești la orașul meu, cred că trebuie să ne gândim la adevăratele probleme. Pentru că sunt probleme de infrastructură, sunt probleme de utilități, sunt probleme economice și, dincolo de orice campanie electorală sau de slogan politic, problemele oamenilor persistă. Nu ne așteptăm ca de luni să înceapă să curgă lapte și miere. Cu certitudine nu. Dar haideți să facem pași înainte și poate că ar fi bine ca întreaga clasă politică să se gândească în primul rând la acest proiect de țară, la proiectul României, și toate măsurile pe care le vor lua să fie luate pentru români, nu doar pentru satisfacerea unor aplauze sau pentru bucuria unor alegeri care sunt trecătoare. Să vă audă politicienii, domnule primar, vreau să vă adresez o întrebare mai personală cu acceptul dumneavoastră. A jucat echipa băiatului dumneavoastră? Așteptăm acum de la ora 13 semifinala. Semifinala, e în semifinală echipa băiatului dumneavoastră. Spuneți ce echipă, cum se numește, ca să o încurajăm și noi de aici și toți ascultătorii. Vă mulțumesc foarte mult, se cheamă FC Bacău și în momentul de față joacă cu o altă echipă, vor juca cu o altă echipă tot din Bacău, Starkid Bacău. Haide FC Bacău, dar hai și targetul, cel mai bun să câștige așa cum ne dorim să se întâmple și în competiția electorală de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule primar, o zi bună! Vă mulțumesc foarte mult și salut pe toți cei care ne ascultă și pe invitații dumneavoastră. Sperăm ca România să aibă o decizie bună și înțeleaptă. Să dea Dumnezeu să avem decizii bune și înțelepte. Luăm pauză publicitară, întreb pe colegi sau continuăm? Continuăm cu ceea ce spunem noi că este un maraton al intervențiilor telefonice, să discutăm și cu alți primari. Cuvinte frumoase! Cuvinte, eu îmi doresc și cred că nu sunt doar așa spuse pentru a da bine la Jurnal FM. Sunt cuvinte pe care eu le simt ca venind din inimă și eu sper să se și întrupeze în fapt, ca să spun așa, aceste cuvinte din inimă și să avem unitate în loc de dezbinare și să avem o clasă politică, una care să lucreze în interesul cetățeanului, nu pentru, eu știu, a aduna aplauze, cum zicea domnul Necula. Corect, și cred că ne-am dat și noi seama, chiar dacă în al 12-lea ceas, că nu avem încotro.
România suntem noi. Dacă noi nu acționăm așa cum trebuie și nu ținem la aproapele nostru, cine să o facă? Alții? Alții au alte griji. Au grijile lor. Și chiar alte intenții, de multe ori poate dușmănoase. Noi mergem la Bârlad, la domnul primar de Bârlad, domnul Dumitru Boroș. Bună ziua, domnule primar, ne auziți? Bună ziua, bună ziua, bună ziua, vă aud. Vă mulțumesc că ați acceptat să interveniți în emisiunea Dreptul la Replică. Vrem să vedem cum decurge procesul electoral la Bârlad. La Bârlad lucrurile sunt într-o normalitate, numai că la noi mulți cetățeni sunt plecați la muncă peste votare și procentul este mai mic, să spunem așa. Aș putea da câteva date. În listele electorale avem înscris 58.785 de cetățeni. Până la ora 12 au votat 10.253, într-un procent de 17,24%. E un procent bun, îndrăznesc să spun totuși. Pentru această oră, sigur. Așteptările noastre sunt mai mari. Mai mari. Dar cam atât au votat până la ora 12. E un procent acum, să spunem, depășit. E 12.5%. Sigur, sigur. Dar da, spuneți-mi incidentul... Numai că la secții, din informațiile pe care le avem noi, la secțiile de votare sunt mulți cetățeni, stau la rând, au ieșit, eu știu, de pe la biserică, de la piață și s-au îndreptat către secțiile de votare. Către cele 46 de secții de votare. Au fost cumva sesizate incidente majore? Nu am avut asemenea incidente la nivelul municipiului Bârlad. Oamenii sunt disciplinați, sunt civilizați, nici în primul tur nu am avut. Felicitări și sperăm să rămână în continuare și în al doilea tur la fel. Spuneați că foarte multe persoane din Bârlad sunt plecate în străinătate, cel mai probabil au votat în diaspora. Diaspora a votat în număr mai mare decât în primul tur. Așa este, așteptările noastre sunt mari. Îi îndemn și eu pe toți cetățenii municipiului Bârlad să iasă la vot, pentru că astăzi putem stabili direcția pentru cel puțin 5 ani a României. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru intervenție și pentru cuvintele spuse. O zi bună în continuare. Mulțumim și noi. La revedere. Da, iată, la Bârlad, multă lume plecată în străinătate și sunt convins că s-a votat acolo, în străinătate, au votat pentru a stabili președintele României. Votează și România acum, dacă e să facem așa o comparație și un arc peste timp, că tot ai adus în discuție, Dan, că în scurt timp se vor face 30 de ani de la evenimentele din 89, înainte să stătea la coadă pentru pâine, pentru lapte, pentru ce nu se stătea la coadă înainte. Și am mai stat și eu, da, să știi. Am stat, da. Noi eram carnea de tun, ca să spunem, dată fiind vârsta noastră, pe noi ne puneau să stăm acolo la coadă părinții până ajungeam mai în față și interveneau ei, ca să spunem așa, că banii erau la ei atunci, dacă ții minte, cu cheia de gât, cu statul la coadă, dar iată că avem ocazia acum să trăim într-o societate în care ne putem exercita dreptul la vot și e bine să facem acest lucru. Spuneam că se stătea atunci la coadă pentru lapte, pâine sau altceva, acum se stă, înțeleg, la coadă pentru a se vota, ceea ce este totuși un progres. Este un progres și, cum să spunem, pe cântar cântărești că mult mai multe aspecte. Aici e vorba despre cei bârlădeni plecați în afară, poate și prin votul nostru de astăzi facem un pas înainte pentru a-i aduce înapoi. Aici, unde le este locul, lângă familiile lor, lângă noi. Da, mai avem o legătură telefonică de la Onești de această dată. Domnul primar Nicolae Ignatiuc este alături de noi. Bună ziua, domnule primar, ne auziți? Da, bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația de a intra cu dumneavoastră în direct. Și noi vă mulțumim pentru că ați intrat în direct cu noi și cu ascultătorii noștri. Domnule primar, cum e la Onești? Cum merg lucrurile? Bacăul e fruntaș în topul prezenței, așa, în județele în care se ascultă Jurnal FM. Deci suntem în media națională, urmărim și noi să vedem cum evoluăm, avem oameni în secțiile de votare, important e că nu sunt incidente și că vremea în municipiul Onești permite, dacă pot spune așa, tuturor categoriilor, indiferent de vârstă, să se prezinte la vot. Nu plouă, nu este nici foarte fric, astfel încât toți oamenii interesați și sper să fie într-un număr cât mai mare,
să se prezinte astăzi la vot. Față de primul tur, sunt diferențe de prezență? Sunt diferențe de prezență, în sens pozitiv. Adică a venit mai multă lume la vot în turul 2, înțelegem. Da, exact. Pentru ce credeți că votează oneștenii, domnule primar? Oneștenii votează pentru că toată lumea a înțeles că trebuie să ne exercităm acest drept la vot și un lucru foarte bun. Cu cine vor vota, vom vedea la sfârșitul... Nici nu avem voie și nici nu facem. Nici nu facem și nici nu avem voie să facem și nici nu avem în intenție să facem noi vreo diferențiere acum. Mă interesa ce a determinat pe oneșteni să iasă la vot, pentru că asta este foarte important, exercitarea dreptului de vot. Sigur, opțiunea este personală a fiecăruia și libertatea fiecăruia de a-și o exprima și ea trebuie respectată, chiar dacă nu ești de acord cu opțiunea respectivului cetățean. Dar spuneți-mi, vă rog, colegii ai dumneavoastră, de exemplu, chiar din Bacău, de prin Vaslui, vorbeau despre faptul că românii sunt dezbinați. Resimțiți și dumneavoastră acest lucru? Vi se pare că românii sunt împărțiți, că ar fi momentul să primim un semnal de unitate din nou? Oarecum am duce discuția aceasta într-o zonă politică, dacă m-aș exprima. Vedeți și dumneavoastră ceea ce se întâmplă în mediul online și la televizor. Dacă aș spune mai mult de atât, cred că am duce discuția într-o zonă politică și nu ar fi cazul astăzi. Eu cred că avem șansa să ne schimbăm puțin atitudinea și, în primul rând, aici mă refer la oamenii politici. Românii merită mai mult. Merită să fie uniți, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru intervenție și pentru cele spuse. Românii merită mai mult. Iată ce ne-a spus domnul... Merită să fie uniți. Și merită să fie uniți și merită mai mult din partea politicienilor. Am înțeles corect. Nu denaturez ceea ce sigur a spus. Că da. Sigur că da. Vă mulțumesc pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez o zi bună. O zi bună ne dorim și noi. Merită mai mult românii. Merită mai mult. Oare când o să aibă mai mult sau o să aibă ceea ce merită românii? Riscăm noi un pronostic, Dane? Bine, acum eu mă gândesc așa că și poporul ăsta a fost greu încercat de-a lungul istoriei. Băi, uite, și când s-au bătut rușii cu turcii, tot la noi în țară s-au bătut. Adică, băi, da, găsiți-vă și voi un loc, da, undeva mai, să vă bateți. Mai luptați-vă și voi la voi acasă, noastre, da. E, bine, nu putem spune că se întâmplă același lucru. Acum bătăliile se dau așa, la nivel informațional, la nivel de dar da, să știi de că unele dintre astea sunt cine, mai dureroase, mai aflat, poate. Știți? Unele sunt poate mai dureroase decât că da, mai crude. Eu țin să cred, având în vedere și momentul ăsta așa de cum să spun, la 30 de ani de la Revoluție, fix în decembrie, peste puțin vreme, că, iertați-mi expresia, dar nu vom mai merge cu gâștele la baltă, știi? Adică vom merge cu tot ce am adunat noi, experiențe, și prin toți ăștia 30 de ani de la Revoluție. Mergem la Bicaz. Hai să mergem la Bicaz, să vorbim cu domnul primar Sărăgean. Bună ziua, domnule primar, ne auziți? Bună ziua, bună ziua, cu respect. Domnule primar, am revenit în Neamț, noi cei de la Jurnal FM, am trecut așa prin Bacău, Vaslui, Suceava și acum ne-am întors și în Neamț, aici de unde emitem, și vrem să știm să aflăm de la dumneavoastră cum decurg lucrurile în ceea ce privește procesul de vot la Bicaz. Sigur, la Bicaz lucrurile decurg foarte bine, în liniște. Lumea se prezintă acum, după ce, mă rog, s-au încheiat și slujbele la biserici, într-un număr din ce în ce mai mare, lucrurile se desfășoară într-o totală ordine și disciplină. Nu au fost semnalate probleme speciale, nu au fost semnalate. Nu au fost semnalate. Eu am făcut o trecere în revistă pe la toate secțiile de votare. Am stat de vorbă cu membrii din birourile secțiilor de votare. N-au întâmpinat niciun aspect care să deranjeze buna derulare a procesului de votare. Cu bicăjenii ați vorbit? Sunt încrezători? Sunt bucuroși? Merg cu inimă deschisă, vesel la vot? Sau care este starea de spirit? Ei se prezinte cu inimă deschisă la vot și sigur că toată lumea
își dorește că dând un vot vor pune umărul, vor vota pentru o Românie prosperă, pentru viitorul României, o Românie în care, mă rog, să trăiască în armonie, să fie condiții în așa fel încât copiii, nepoții să aibă cele mai bune condiții de formare ca oameni de nădejde. Să dea Dumnezeu așa să fie, domnule primar. Vă mulțumesc pentru intervenție și pentru informații. Doamne ajută zi bună. Tuturor. Cu respect, la revedere. La revedere. Haideți să mai dăm câteva date statistice la zi, să spunem așa, la oră, la zeci de minute. E vorba de prezența la vot la nivel național, 20,57%, și Bacăul acolo e 20,40%. Hai să vedem Neamțu cum stă. Iată, tocmai se adaugă noi date și mergem la Neamț și vedem că e 20,37%. E bine și la Neamț, unde o să mai încercăm, sigur, o legătură telefonică, să vorbim și cu domnul Dragoș Chitic, primarul de Piatra Neamț. Bine ar fi, zic eu, Dan, ca după aceste alegeri, indiferent cine va câștiga alegerile, să câștige totuși România, în sensul că să avem unitate și să ne unim iarăși în jurul unor valori comune. Mai luăm un telefon. Sigur, ai dreptate, da. Bună ziua. Bună ziua, domnule primar, ne auziți? Bună ziua, vă aud foarte bine. Vă mulțumesc că ați acceptat să intrați în direct alături de noi, domnul primar Dragoș Chitic, primarul de Piatra Neamț. La Piatra Neamț, cum stăm apropo de vot, domnule primar? E o prezență relativ bună. Eu sper să atingem măcar prezența de la turul întâi, de urmă cu două săptămâni. Sper ca pietrenii să iasă număr mare la vot, să fie conștienți de faptul că votul fiecare dintre noi contează și avem această armă democratică la îndemână pentru a alege viitorul țării. Sunt probleme, credem că nu, fiindcă nu prea am întâlnit nicăieri probleme deosebite și sper că nici aici la Piatra Neamț, la noi acasă, să nu fie. Nu sunt probleme, avem o experiență suficient de mare, o echipă care s-a preocupat în toate secțiile de votare să există îndeplinite condițiile corecte și legale pentru ca oamenii să-și exercite votul și să avem permanent asigurată la primărie, orice problemă apare să putem interveni. Am înțeles, vă mulțumesc. Ați vorbit cu pietrenii? Ați mers prin secție? Am fost și eu la ora 11:30 la vot. Mi-am exercitat dreptul de vot. N-am lipsit niciodată din 90 încoace la nicio rundă de alegeri. Cred că e de datoria fiecăruia dintre noi să facem acest lucru, mai ales că anul acesta, luna viitoare, se împlinesc 30 de ani de la evenimentele din decembrie. Sunt oameni care au murit pentru acest drept al nostru de a ne exprima liber votul și invit pe toți să voteze așa cum le dictează conștiința, să meargă la vot, mai este suficient timp pentru acest lucru și un semn de respect pentru cei din diaspora care, iată, ne dau o lecție în a ieși la vot și a se exercita acest drept, deși nu este foarte ușor pentru că secțiile de votare sunt la distanțe față de localitățile în care mulți dintre ei locuiesc. Mai mult emoționant, domnule primar, nu știu dacă ați apucat să vedeți, circulă pe rețelele de socializare o imagine cu o româncă inimoasă, o româncă așa cum știm că sunt toți românii din Slatina, care în Spania a cântat o melodie extraordinar de frumos moment într-o secție de votare și a fost imediat acompaniată de ceilalți români prezenți. Asta e starea despre de care avem nevoie. Am văzut lucrurile acestea, sunt lucruri extraordinare și cumva le asimilez cu Revoluția Română. Românii simt că e momentul să-și decidă soarta și credeți-mă, chiar mi-a dat lacrimile când am urmărit aceste imagini cu totul emoționante, atât pe internet cât și la televiziunile centrale care au preluat.
Domnule primar, ieri ne-ați făcut onoarea să fiți alături de noi în direct la dreptul la replică și să știți că au mai rămas niște mesaje. Profit de prezența dumneavoastră astăzi ca să vă transmit, de exemplu, un mesaj de la o doamnă care a ascultat emisiunea și a trimis mesajul mai târziu și a zis că vă roagă să vedeți cum se întâmplă cu reparația scărilor de pe strada Vasile Conta din dreptul blocului O7, dacă ne-a transmis bine. Da, așadar, eu sunt, am fost onorat să particip la prima emisiune pe care o faceți la postul de radio Jurnal de FM. Vă mulțumesc pentru acest lucru, chiar am fost foarte încântat de această invitație. Sunt într-un contact permanent cu cetățenii și mă bucură să văd că cetățenii și-au câștigat încrederea de a spune problemele cu care se confruntă și intervenim. Știu subiectul acesta, este în atenția noastră și este transmis societății publicări pentru a se interveni. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și disponibilitate, domnule primar. Mulțumesc și eu și o zi bună tuturor. O zi bună tuturor. Iată, mă bucur, Dane, că am reușit. Rămăsese acest mesaj de la ascultătoarea noastră și n-aș fi vrut să creadă că nu acordăm atenție problemelor pe care ascultătorii noștri ni le semnalează. Acesta este rostul acestei emisiuni, dreptul la replică, o emisiune în care să dialogăm civilizat, onest și cinstit între noi, cetățenii, și, bineînțeles, să transmitem gândurile, opiniile noastre către politicieni și către cei din administrație. Luăm o pauză muzicală și revenim? Mai sunt aproximativ 7 minute la dispoziție din ediția de astăzi și, bineînțeles, vom încheia cu acel mesaj transmis din diaspora, de la secțiile de votare. Da, moment emoționant. Mă gândeam că, uite, o să fie într-un ceas cu noroc, sperăm, la prima ediție, fac puțin promo, dar e nevoie, dreptul la replică cu Cezar Filip în fiecare sfârșit de săptămână, după orele 11, și mă rog, sper să fie ceas bun la prima ediție și primul om al urbei noastre, primarul localității Piatra Neamț. Da, mergeți la vot. Eu mă pregăteam să spun și poate au uitat între timp ascultătorii, de fapt nu știu, dar 21 este ora de închidere a urnelor, așa că, mă rog, cântăriți foarte bine. Poate, știți, se merge, mai este o meteahnă la lui, lasă că mai este timp, lasă că mâine o să mă ocup, poi mâine și așa mai departe. Tot amânăm niște lucruri, de altfel importante pentru noi. Dar nu mai amânați. Ora următoare, următoarea se face acum și ca ora în 21, atunci când secțiile de vot se vor închide. Mergeți la vot, noi luăm pauză muzicală și revenim cu concluziile emisiunii.
revenit în direct, suntem la dreptul la replică pe final de emisiune, două ore în care v-am ținut la curent cu ceea ce se întâmplă în România, în România unde se votează pentru a stabili președintele României, alături de mine colegul Dan Apetre, care a venit cu acea melodie și acel moment extraordinar întâmplat în Spania, o româncă care a votat în Spania, într-o secție de acolo, și care a cântat o melodie alături de toți ceilalți români din secție, care pur și simplu, și nu o zic doar eu, ne-a făcut pe toți să lăcrimăm și să ne gândim că putem face mult mai mult ca români pentru a fi unitate în țara noastră. Dan, concluzii? Da, date la acest moment, cele mai mici prezențe la vot, Harghita, Covasna și Satu Mare, conduc în continuare județele Teleorman, Olt, Ilfov, Constanța și Giurgiu. Reacții din teren, din județele Moldovei, tocmai ce le-am urmărit împreună pe frecvențele Jurnal FM. Mesajul este clar: votul dumneavoastră contează. Ne-am săturat 30 de ani de du-te încolo, vino încoace, promisiuni care și cum s-au perindat mai toți și pe la conducere și prin opoziție, și uite unde am ajuns. Așa că ar fi bine să dăm mână cu mână, cum spune vorba aia românească, și să vedem ce facem cu următorii 30 de ani. Vedem ce facem cu următorii 30 de ani. Până atunci fugim, și eu și Dan fugim să votăm, și noi vă rugăm, vă îndemnăm și pe dumneavoastră să mergeți la vot. România trebuie să voteze pentru a arăta clasei politice că a înțeles cine are puterea. Cetățeanul are puterea și și-o exercită în momentul în care votează, un lucru care trebuie să-l înțeleagă foarte bine politicienii. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru mesaje, pentru că sunteți alături de noi, de Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și de emisiunea Dreptul la Replică. Vă aștept sâmbăta viitoare de la ora 11 cu o nouă ediție a emisiunii și ne luăm la revedere astăzi pe acea melodie care, sper eu, a înduioșat și va uni toți românii, așa cum am fost în momentele grele ale istoriei noastre. La revedere, ne revedem. La revedere. Și a urmașilor voștri, și a urmașilor urmașilor voștri, în veacul vecilor. Din vrem de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară.
Este ora 13.